Am avut până acum mai multe întâlniri cu reprezentanții de DB. I-am asigurat de tot sprijinul nostru pentru că sunt acționari ai clubului Dinamo, chiar dacă sunt minoritari. Căutăm împreună soluții pentru Dinamo. Așteptăm să vedem cum își rezolvă discuție la nivel intern, că înțeleg că e destul de greu să dea de proprietar care e pe undeva prin Spania și sper să reușească cu ajutorul fanilor să treacă de licențierea asta în primul rând și după aia mai vedem. CSA ar putea promova în Liga 2 în formatul în care este acum. În deci Liga acolo... 2 sau în Liga 1? În Liga 2, din câte știu eu regulamentul, poți să promovezi în acea structură de drept public, dar pentru a ajunge în Liga 1 va trebui să te reorganizezi. Va candida domnul Justin la FRF, s-a întâlnit cu Cristian Balaj. Care este deja în campanie electorală? Sunt două întrebări. Dacă m-am întâlnit cu Cristian Balaj, care e în campanie electorală, în același sens. Da, am mai fost întrebat despre lucrul ăsta. În primul rând, cred că trebuie să vedem dacă există o dorință de schimbare la nivelul Federației Române de Fotbal și cu siguranță, în măsura în care voi lua o decizie în acest sens, o veți afla. Adică faceți un sondaj, dacă auziți că, nu știu, cluburile sau aceste alte ramuri îl mai doresc pe domnul Burleanu, nu vă băgați. Păi mă gândesc că dacă anunțați... Vom vedea. Poate o să fiți surprins. Vom vedea. De ecoul avut. Vom vedea, dar repet, deci sunt convins că în ceea ce privește futsalul și fotbalul feminin se pot găsi soluții financiare mai avantajoase decât există în prezent. Remus Gurin, întrebați-l, vă rog, pe domnul Justin Ștefan dacă e adevărat că dacă se va implementa VAR în România, va fi fără tehnologia stabilirii offside-urilor cu ajutorul liniilor de marcaj. Nu, dacă se implementează tehnologia, am văzut pe Facebook discuția asta. Dacă se implementează tehnologia VAR în România și sper să se implementeze cât mai repede, nu în 8-10 luni. Apropo de declarații, că am în 8-10 luni dacă renunțați la Nu înțeleg. Încă o dată. Liga Profesionistă de Fotbal și-a făcut treaba. Așteptăm ca Federația Română de Fotbal să formeze arbitrii. Arbitrii pot fi formați în 6 luni de zile, nu în 8-10 luni. Deci dacă în 6 luni de zile... Dar și așa nu vi se pare mult? Păi mi se pare mult că tot timpul am extins termenul ăsta ne pentru obligă... că n-am reușit să ajungem la o decizie comună cu Federația Română de Fotbal. Pentru a primi acea licență, te obligă să stai o anumită perioadă ca arbitru? Adică dacă eu învăț mai repede, pentru formarea arbitrului ai nevoie de minimum 6 luni de zile. Deci nu poți să scurtezi acel termen. Indiferent de calitățile tale umane, profesionale sau așa mai departe. Că te pricep, dacă ești deci sau nu, exact. Că mă gândesc că le ia mai repede de 6 luni. Că Dumnezeule, nu înveți tehnologia VAR, arbitrajul tehnologia de la VAR va putea furniza toate componentele pe care le vedem și în alte țări. Deci nu e nicio discuție, nu e nicio problemă. Ca atare nu vom avea posibilitatea să analizăm mai puține lucruri decât în altă parte. Nu? Că te uiți la a fost sau nu a fost gol, a fost sau nu a fost penalti, cartonaș roșu și ai de asemenea greșită identificarea persoanei în privința sancțiunii sau a eliminării. Deci ca atare toate aceste aspecte e vor putea fi analizate. De... sistemul goal line? Sistemul goal line a fost în momentul de față avut în vedere pentru că într-adevăr există prețuri, am mai spus-o, între 150.000 de euro și 300.000 de pounds pentru această tehnologie pentru fiecare club din Liga 1. Am făcut o analiză, sunt foarte puține faze care să necesite această tehnologie și ca atare cred că tehnologia VAR este prioritate pentru noi. Dar apropo de goal line, poate vom avea o colaborare mai bună cu Federația Română de Fotbal și ne vor sprijini ei prin FIFA Forward 2.0 pentru această tehnologie. Aș vrea să vă întreb. Ce facem cu acești patroni, printre care cei mai vocali Gigi Becali, Mihai Rotaru, chiar și domnul Valeriu Iftime, care dau niște declarații de te sperii, că mă leg de nu știu ce, că mă arunc, că nu mai suport, că dăm bani numai să aducem varul. Pentru că tot vorbim, tot analizăm și concret nu avem. Și nici speranță că vom avea în curând, dacă tot veți încerca să... Păi nu, că joi o să avem o poziție comună a tuturor cluburilor, apropo și de aceste declarații. Dar vedeți, știți ce înseamnă de fapt aceste declarații? Vocea cluburilor. Știți ce înseamnă acele întrebări pe care le primim cu toții în social media, mai ales vocea fanilor. Știți ce spune această voce la comun? Avem nevoie de VAR.
Păi și mai spune și că vă certați. Păi nu, ne certăm. Încă o dată, trecând peste această discuție, și noi n-avem. Liga Profesionistă de Fotbal are anumite obligații care țin de tehnologie. Am rezolvat acest lucru. Federația Română de Fotbal are anumite obligații care țin de formarea arbitrilor. Asta nu a rezolvat acest lucru. Dumneavoastră. Păi nu ei spun. Eu am venit cu probe. Am arătat legea sportului pe pagina mea de Facebook. Am arătat programul FIFA Forward 2.0 bani pentru VAR pe pagina mea de Facebook, deci ca atare în momentul de față nu știu unde este discuția. Că federația nu vrea să corecteze decizii arbitrilor, că federația este mulțumită de calitatea arbitrajului, că federația nu ascultă vocea fanilor, că federația nu ascultă vocea cluburilor. Într-adevăr, la Liga 1 doar... Hai să ne gândim puțin electoral. Câte voturi ai la Liga 1? 16 voturi. Păi, ai putea ieși să spui că pentru tine VAR nu este o prioritate, pentru că în cel mai rău caz, câte voturi vei pierde la următoarea alegeri? 16. Dar sunt sigur că imaginea arbitrajului românesc nu mai ține de cei 16 cluburi din Liga 1, ci ține de tot ceea ce înseamnă familia fotbalului românesc. Și acolo domnul Burlean nu mai are mult de lucru. Păi și eu nu mai am nicio speranță, precum mulți alții probabil, că se va termina această discuție. Păi se va termina, pentru că joi avem o poziție comună a cluburilor, o vom înainta Federației Române de Fotbal. Care poate va susține în continuare că nu este obligația lor. Păi dacă nu e obligația lor să vină cu probe. Conform unui regulament. Să vină, exact. Hai să vină cu probe conform unui regulament și atunci discutăm. Dar dacă noi venim cu probe că e obligația lor să formeze arbitrii și ei nu găsesc soluții să arate că ne înșelăm, atunci hai să formeze arbitrii cât mai repede. Nu 8-10 luni, 5-6 luni. Ca să avem VAR. Care și acelea? Ca să avem VAR undeva în zona de play-off, play-out a sezonului următor. Sorin Cârsu a fost un mare fotbalist, un antrenor important din panoplia de antrenori ai fotbalului românesc. Sunt convins că o parte din acele declarații au fost făcute, au fost generate și de factor emoțional, pentru că, într-adevăr, ele vin în urma unei greșeli de arbitraj sau unor greșeli de arbitraj. Repetate. N-am pretins niciodată că am venit în zona managementului din fotbal să-mi dau cu părerea în ceea ce privește partea tehnică, în ceea ce privește partea de arbitraj. Întotdeauna mi-a plăcut să apelez la ajutorul unor experți. Păi da, dar vedeți, partea aceasta se aplică cumva neapărat emoțional. I-ați putea înțelege altfel. Păi nu. Dacă ați fi fost în iarbă cum și-au rupt ei picioarele, probabil aici. Uitându-mă la modul în care arbitrajele pot influența rezultatele competiției, în modul în care pot influența clasamentele, cu siguranță că îi înțeleg. Nu trebuie să fi jucat fotbal ca să înțeleg suferința oamenilor nedreptățiți de anumite greșeli de arbitraj. Nu trebuie să fi jucat fotbal ca să înțeleg că dacă ai fi pierdut meciul pe teren era una, dar dacă ai pierdut meciul pentru că ți-ai influențat arbitrajul, scorul e alta. Și mai departe, dacă vă uitați la istoricul meu, dacă vorbiți cu oameni din fotbal, veți vedea că acest fenomen cumva m-a adoptat, pentru că din 2006 activez în această zonă, în zona dreptului sportiv, după care în zona managementului, la cluburi, la Liga Profesionistă de Fotbal. Deci cred că această discuție nu face sensul analizei noastre. Cu siguranță că fotbaliștii ar trebui să aibă un rol mult mai important în ceea ce privește activitatea forurilor fotbalistice din România și mai ales a Federației Române de Fotbal, pentru că acolo vorbim de o importanță covârșitoare în zona tehnică și eu sper ca pe viitor ei să fie mai mult băgați în seamă și consultați din perspectiva părții sportive și, bineînțeles, de ce nu, inclusiv din perspectiva de business, pentru că pot avea idei interesante. Cât despre declarația domnului Cârțu, eu am găsit-o amuzantă, chiar am avut o discuție cu domnul Mihai Rotaru și ne-am întrebat amândoi dacă un finanțator, la rândul său, ar fi trebuit să joace fotbal pentru a ajuta o echipă din Liga 1 sau nu. Concluzia a fost cât se poate de clară, sunt planuri diferite și sunt sigur că domnul Cârțu va înțelege ce am făcut noi pentru VAR, va înțelege ce trebuie să facă Federația Română pentru VAR și îl asigur în continuare de respectul meu, indiferent de ce zice și despre părerile pe care le are despre